Doamnelor și domnilor, schimbăm acum sensul discuției, o ducem pe ultima parte a acestei emisiuni și în zona politică. Iunie va fi un moment important pentru Consiliul Județean Hunedoara. Ne va spune Adrian David despre ce este vorba și apoi eu voi reveni cu câteva întrebări deasupra sau sub centură, depinde cum vrea fiecare să le ia. Eu am fost neascultător în școală și întotdeauna am mai și cotonogit când jucam miuța și mi-am păstrat acest obicei și în studiu. De asta fotbal, dacă faultați, sunteți sancționat. Trebuie să știi cum să faultezi. Ca să nu vadă arbitru. Sigur că da. Da, cetățenii trebuie să înțeleagă că aici nu avem arbitru. Nu există un suveran altul decât mai ceea ce privește... Cotul, mai cu călcâiul la sub centură și... Da. În Consiliul Județean, în ceea ce privește executivul, în momentul de față suntem într-un interimat. O anomalie. Da, e o anomalie generată de evenimentele din decembrie, când DNA-ul evident, a început, nimeni nu și-a dorit acest lucru. Când a început urmărirea penală și suspendarea din funcția domnului președinte Moros și a domnului vicepreședinte Parinț. De fapt, această măsură i-a împiedicat să-și mai exercite. Da, inițial au fost arestați la domiciliu. Pentru că nu sunt suspendați. În momentul de față nu. Dar pe cauza aia, cel puțin. Nu, nu. În momentul de față nu, dar din decembrie până în martie, dacă nu mă înșel, au fost suspendați datorită arestului la domiciliu. Ulterior, când s-a schimbat măsura preventivă din arest la domiciliu în control judiciar, cei care au ridicat organul de anchetă ca și măsură complementară controlului judiciar au dispus să nu își exercite funcțiile din care au reieșit infracțiunile. Sau e posibil să fie reieșit infracțiunile, că discutăm de o prezumție aici. Și în acest moment suntem într-un interimat, cum spuneam. Eu sunt consilier județean, dar vicepreședinte interimar, adică consilier cu atribuții de vicepreședinte, iar domnul Gligor, datorită faptului că este singurul vicepreședinte care poate să-și exercite funcția, are și prerogativele de președinte. Această situație probabil că se va întinde până în luna iunie, cel mai târziu, când se împlinesc 180 de zile de imposibilitatea exercitării funcției de consilier județean în cazul lui Tiberiu Balint. Și conform legii statutului funcționarului public, statutului alesului local, își pierde mandatul. În acel moment, dintre consilierii județeni va fi ales un vicepreședinte în locul dumnealui și dintre cei doi vicepreședinți va fi ales un președinte interimar. Asta este în situația în care instanța decide să mențină măsura asta. Păi, înțeleg că Balint a solicitat domnul Balint a solicitat exercite... în aprilie, da, a solicitat în aprilie înlăturarea acestei măsuri complementare. Și nu a fost înlăturată, dar măsura, din câte știu eu, ce poate greșesc, măsura asta a controlului judiciar expiră în luna mai. E posibil să fie prelungită. Nu știu în câteva zile expiră. E posibil să fie prelungită sau nu de instanță. Dacă nu este prelungită de instanță, atunci domnul Bani va veni la servici și în calitate de vicepreședinte fără restricții juridice sau judiciare poate fi poate să se exercite funcția și poate chiar Consiliul Județean să-i acordă dânsului prerogativa asta de prerogativele de președinte. Dacă nu, atunci va fi ales un alt vicepreședinte. Și dintre cei doi vicepreședinți, Consiliul va alege cui va acorda prerogativele. Deci la acest moment se fac jocuri, doamnelor și domnilor, probabil se va negocia pe malul Mureșului. Eu sunt trist datorită faptului că din 2016 nu vom mai alege noi președintele Consiliului Județean. Nu știu nici asta cu siguranță. Ei, și apropo de jocuri, se pare că așa va fi. Eu cred că lucrurile în 2015... ar trebui să arate un pic altfel.
Dar nu arată altfel. Și că chiar fac un apel la toată clasa politică și la toți cei care e posibil să fie angrenați în acest mecanism. Eu cred că lucrurile trebuie să fie clare și fără echivoc. Domnule, e o decizie politică care trebuie să se ia într-un mediu real. Nu... Mârtanu sforăie când doarme. În România, da. Omul politic, atunci când are ocazia, face după tufă politica. Și așa se va întâmpla și acum. Nu am nicio îndoială că în 2016, dacă, și este foarte posibil, să nu mai alegem noi, doamnelor și domnilor, președintele Consiliului Județean, să fie ales de consilieri. În primul rând se vor face jocuri cine intră pe listă și în al doilea rând se vor face jocuri pentru alegerea președintelui Consiliului Județean și veți vedea că nu se va negocia partinic, adică partidele nu vor negocia, vor negocia consilierii individual. Îl spun amanta la bibliotecă, îl pun pe frate tu șef la instituția cutare, rezolvăm de un contract pentru Cutărescu, susținem-o pentru poziția de președinte. Această metodologie nu va avea nimic în comun cu interesul oamenilor în general, că vorbim de județul Hunedoara, cu interesul hunedorenilor în special. Nu înțeleg de ce i-au frecat izmenele în părți mai puțin văzute de soare, să nu ne lase să alegem noi. Bă, unu, este mandatat de cetățeni, se confruntă cu votul direct, nou. Că acesta ar trebui să fie controlat de Consiliu. Eu nu cred în onestitatea clasei politice din România. Puteți să vă necăjiți pe mine. Direcția Națională Anticorupție ne arată că e multă treabă în această zonă cu asanarea morală a clasei politice și atunci eu nu vreau pentru mine să decide acești oameni care se presupune că nu provin dintr-un mediu sănătos, ei poate sunt de bună credință, însă cine credeți că se va regăsi pe liste? Oameni noi? În niciun caz. În general se va dansa cam tot în aceeași formulă. Repet, prezumția de nevinovăție este supremă într-un stat independent. Însă nu înțeleg de ce ne-ați luat nouă mecanismul de a vota sau de ce se presupune că ni-l veți lua. Bun, ne întoarcem la discuție. Bogdan Țâmpău, pe scaunul pe care stați dumneavoastră acum, vineri a spus că are convingerea că Gligor a avut o înțelegere cu Balint pentru a avea prerogativele de conducere ale Consiliului Județean cel puțin până în iunie și nu este convins că Gligor va fi cel care va conduce Consiliul Județean Hunedoara din iunie încolo. Există o dispută Țâmpău-Gligor din care vom vedea cine va triumfa. Nu cunosc dedesubturile, culisele războiului din Partidul Național Liberal. Îmi veți spune că el nu există. Eu știu că există. Nu mă necăjiți să-mi spuneți că nu există. N-am spus niciodată că nu există, doar nu cred că ar trebui inflamat. Pentru că există, eu v-am mai spus, chiar tot de pe scaunul ăsta, că există anumite curente. Și eu cred că e o mișcare, am mai zis chestia asta. Curentul mai și trage câteodată, știți? Mai trage, nu prea împinge. Se umflă măseaua. Da. Eu cred că e o mișcare așa de tip brownian care e specifică unui grup, cum e cazul PNR-ului, care și-a pierdut liderul. Domnul Moloț, indiferent ce se poate spune despre dânsul, mai bine sau mai rău, a fost lider maximus pentru Partidul Național Liberal. Și dar se vede faptul că în umbra lui Moloț nu a crescut nimeni. Pe știți cale naturală, sănătos. Din punct de vedere politic, fără doar și poate, o arată rezultatele alegerilor, Moloț și-a făcut temele. La Consiliul Județean, ce a făcut sau ce nu a făcut, este în competența altor instituții să hotărească, dar nu a crescut nimeni. Eu asta încercam să spun, că în umbra unui lider maximus, cum a fost domnul președinte Moloț, nu s-au ridicat vârfuri ascuțite. Dar nu este o întrebare, de ce? Păi, nu v-a pus pe gânduri? Nu, acum eu strict doar spun doar statistic. Așa se întâmplă în toate partidele, așa se întâmplă peste știți. Tot unde este un cine lider crește puternic în autonom. Nu crește. Umbra pleșuvului Nistor. Păi putem, dar n-aș vrea să discutăm despre PSD acum. Bun, își în umbra lui Gânduri, își fac analizele în singur. PDL, în păi, fostul știu, PDL, nici acolo. În umbra liderului
Moluț, a crescut Bogdan Țâmpău, a crescut Tiberiu Balint. Și asta sunt doar două nume care le-am anunțat acum. Balint e în aceeași situație. Înseamnă că nu a învățat ceea ce trebuie. Asta e altă discuție. De strict politic, au crescut în umbra președintelui. Acum, confruntându-ne cu problema asta, deci avem problema legată de dispariția liderului, avem problema unificării celor două partide. Sigur că există voci și există oameni nemulțumiți. Eu zic că e un lucru firesc. Sigur că atât vechiul PNL, cât și vechiul PNL pe de-o parte încearcă să își impună, pentru că există o diferență clară dacă ne uităm la rezultatele alegerilor și după modul cum s-a constituit noul Partid Național Liberal, există o pondere suficient de mare și de consistentă a vechilor liberali în tot ceea ce înseamnă PNL, județul Hunedoara. Pe de altă parte, PDL-ul încearcă să nu piardă teren, ba mai mult să câștige, inclusiv prin prisma funcției pe care o ocupă astăzi. Da, înțeleg că acum sunteți tot una. Da, suntem tot una, dar... Există curente. Există curente pentru că suntem încă în formare. Cine e exponentul vechiului PNL? Exponentul numărul 1 al vechiului PNL este Bogdan Țâmpău. Sunteți convins? Eu nu am niciun fel de dubiu în privința asta. Sunt sigur că există și nemulțumiți în ceea ce privește, nu știu, activitatea dânsului. Aceștia au migrat înspre Dorin Gligor? Nemulțumiți? Sau există și o a treia tabără, un al treia curent în Partidul Național Liberal? Din ce am constatat eu, nu știu, în astea trei luni, nu e suficient timp ca să facem o analiză pertinentă, dar pot să constat. Nu am o funcție în acest partid, dar prin virtutea funcției am acces la mediile înalte, să spunem, ale PNL. Constat că există o categorie de membri PNL care nu au nicio problemă nici cu Gligor, nici cu Țâmpău. Există o categorie care au probleme cu Țâmpău, există o categorie care au probleme cu Gligor. Acum, e o chestiune, zic eu, și de vârstă, și de vechime, și de angrenarea în noul organism, și de neangrenarea în noul organism. Dar eu repet, eu nu văd o problema este creată și susținută artificial. De cine e creată și susținută artificial? E creată și susținută artificial de unii care nu sunt mulțumiți. Au tot felul de povești, domnule, așa, domnule, pe dincolo. Una peste alta. O zic răspicat, sus și tare, cu mâna pe inimă, cu subiect și predicat, cum vreți dumneavoastră. Partidul Național Liberal n-are nimic de câștigat din aceste discuții. Eu cred că dacă aș fi un tip nu știu, conspiraționist, aș spune, domnule, astăzi de la PSD sau de la UNPR sau de la UDMR îți băgați între noi ca să ne hârie și ca asta nu face altceva decât să slăbească PNL, un PNL deja slăbit. De cei care sunt nemulțumiți că se face fuziunea, de cei care au văzut că avem o problemă de corupție la nivelul de vârf al partidului. Pe lângă toate astea ne mai și mâncăm între noi. Nimeni nu ne poate distruge cum ne distrugem noi între noi. Dacă nu vă veți rezolva aceste probleme, vă bate PSD-ul de vă ascultă cu urechea. Pentru că din tot acest conflict, din tot acest duel în Partidul Social Democrat, sunt oameni șulfe politice care se pricep în a exploata astfel de momente. Credeți că unul dintre cele două curente, oricare, ar fi capabil de un pact pe malul Mureșului, la poalele cetății, sub un tei de aici din parc, să dea mâna cu PSD-ul pentru a-și revendica supremația în PNL? Și când spun să dea mâna cu PSD-ul, mă gândesc vis-a-vis de Consiliul Județean Hunedoara. Mi-a spus o întrebare foarte dificilă, pentru că sunt nevoit să răspund exact așa cum ați întrebat. Ce cred eu? Eu cred că orice este posibil în politică, inclusiv un pact pe malul Mureșului, dar este de nedorit. Nu când este de nedorit. Iar fi catastrofal din punct de vedere tactic pentru un partid care deține majoritatea în Consiliul Județean Hunedoara. PNL-ul deține majoritatea. Avem
sper să nu greșesc, 18 consilieri. PNL. Mai sunt și independenți care simpatizează cu noi, mai spun, dar avem 18 care votează cu PNL-ul. Simpatizează. Cer scuze, am fost o exprimare nefericită. Nu. Votează cu PNL-ul. Deci avem majoritate. De ce? De ce să aducem în discuție un partid aflat în opoziție? Este tactic, n-am absolut nimic. Pentru respect, că am respect de subi față de unii din s-ar PSD. S-ar putea ca latura Țâmpău să se simtă mai bine fără Gligor? Cum? Latura Gligor ar putea să se simtă mai bine fără latura Țâmpău. Adică mai rău cu Gligor decât cu Nistor? Nu, sau mai rău decât cu Țâmpău decât cu Nistor? E o presupunere, eu întreb. Nu, din punct de vedere statistic sau cum să zic, al ipotetic, e foarte bine că luăm în calcul toate variantele. Dar adică astfel de șmenuri s-au mai întâmplat în da, România. Da, din păcate s-au mai întâmplat. Dar eu repet, ar fi o greșeală tactică fatală pentru tot ce înseamnă liberalism în anul 2016 în județul Hunedoara. Și aici mă refer la rezultatele alegerilor. Pentru că omul care a votat cu Iohannis în 16 noiembrie, în 2 noiembrie, și vine și vede că noi n-am înțeles nimic din asta. Da, am pus niște tineri, am schimbat, avem o gardă nouă în conducerea partidului, m-au promovat pe mine într-o funcție executivă la Consiliul Județean, încercăm, ne luptăm, ne zbatem, creăm armonie interinstituțională și acum, o lună mai târziu, de dragul de a ne păstra un ciolan sau alt ciolan, facem ceea ce Iohannis ne-a spus că nu mai trebuie să facem. Bine, acum nu știu dacă din punct de vedere politic cele mai bune decizii sau cele mai bune lucruri sunt cele enunțate de președintele României. Eu sper că v-ați desprins de acesta. Să nu repetați exemplul unora care au rămas 10 ani ancorați sub gangul de la Cotroceni, pentru că nu este firesc, nu este sănătos să se întâmple asta. În altă ordine de idei, luna iunie va fi o lună importantă pentru Partidul Național Liberal, pentru Consiliul Județean Hunedoara. Înțeleg că există și o prevedere în statut. Tot Țâmpău mi-a spus vineri că Consiliul Județean ar trebui condus de către un reprezentant al partidului care a câștigat alegerile, pentru că așa este scris într-un protocol la nivel național. Este un protocol. Situația asta din județul Hunedoara, din păcate, este întâlnită și în alte județe, și la nivel de Consiliu Județean, și la nivel de primării. E vorba de aceste interimate datorită unor probleme juridice, judiciare, pe care le au aleșii locali. Și s-a stabilit, cred că în luna ianuarie, un protocol semnat de conducerea partidului la nivel central, prin care se spune că în situații de interimat, partidul care a câștigat alegerile este cel care va da soluția de interimat. Aici mă refer la PNL-PDL. În cazul în care un Consiliu Județean, cum e la Cluj, cred că, doamnul la Cluj, tot PNL, nu mai știu unde era un Consiliu Județean câștigat de PDL, va fi un interimar PDL, vreun primar PNL, primar interimar PNL și așa mai departe. Repet, nu am nicio fel de funcție în acest partid, nici măcar membru într-un birou executiv local nu sunt, pentru că am venit de 4 luni, 5 luni în PNL și nu am refuzat să fiu, mi s-a oferit, dar am refuzat să fiu, am zis să cresc din punct de vedere politic firesc, după merite. Și atunci eu zic, asta le-am spus-o și celor doi copreședinți în discuțiile care le-am avut, că e o decizie care trebuie să fie luată clar ca lumina zilei, într-un for politic și nu în altă parte, nu într-o emisiune, nu pe Malul Mureșului, cum a spus dumneavoastră. Nu luăm decizii, aici discutăm. Da, nu. Pentru că nu. Eu asta nu vă spun care e părerea mea. Să știți că nu sără în sus când aud fraza asta. Nu e o decizie politică cu ușile închise. Dom'le, dar politica nu cu ușile pentru închise, cine nu se face? Cu ușile adică închise. Trebuie să știm și noi, să ne spune și noi. Cu siguranță da. V-am spus prevederile. Nu doar să ne transmiteți rezultatele. Eu sunt convins că o să fie
un rezultat înțelept. Bine. Carmen Hărău ce rol joacă în toată această dispută? Un om prezent în media, da, are o viziune vis-a-vis de cum ar trebui să se întâmple lucrurile în județul Hunedoara, votată. Doamna Carmen Hărău, extrem de activă din punct de vedere politic, asta e părerea mea și reflectată în adică foarte ea bine. Înspre cine înclină? Bine, o să o întreb când o să am ocazia. Între Țâmpău sau între Gligor? Pentru că e și o chestiune pe care trebuie să ți-o asumi. Acum n-aș putea să vă spun. Am eu acces la anumite informații de la nivelul de vârf al partidului. Dar la deciziile lui Carmen Hărău... Dar tot ce pot să spun despre doamna Hărău este că e angrenată în Consiliul, în Comitetul Județean Executiv al PNL și eu chiar din punct de vedere personal mă bazez pe activitatea prolifică adesea din punct de vedere politic și sper să o țină puterile, să o ducă la capăt acest mandat și dacă își dorește altul să-l obțină fără, eu cred că îl va obține fără probleme. Indiferent dacă va fi unii nominal sau pe liste, cum e acum. Mulțumesc pentru participarea la această discuție. Mult succes în demersurile administrative din județul Hunedoara, dar și în demersurile politice. Vom vedea ce se va întâmpla. Mulțumim. Doamne ajută! Doamnelor și domnilor, asta a fost totul. Nu închideți mineritul, salvați Valea Jiului. Poate ar trebui ca acest mesaj să fie: nu închideți sistemul energetic din județul Hunedoara, pentru că într-o zi ar putea apele să nu mai curgă, vântul să nu mai bată. Punem mâna pe lopată, scoatem cărbunele, dăm cu el în foc la Mintia sau la Paroșeni și dăm țării energie. Sigur, aceste lucruri se discută pe parametri tehnici, pe oportunitate, însă eu știu un lucru. Nu trebuie să asistăm impasibili la dispariția unei ramuri care a asigurat și asigură bună parte din existența acestui județ. Ce putem și noi face? Doamnelor și domnilor, asta a fost totul. Ne vedem vineri de la orele 20, tot aici, în același format, discutând cu ajutorul lui Dumnezeu despre problemele care ne macină pe toți, care macină județul Hunedoara. Să aveți o seară liniștită! Că nu se mai poate trăi în țara asta din cauza unor hoți. Valea Jiului strigă către România. Salvați Valea Jiului. Nu închideți mineritul. Când crezi mare, vreau să am un loc de muncă. Nu vreau să cerșez. Nu cedăm! Nu cedăm! Nu cedăm! Nu cedăm! Nu cedăm! Nu cedăm! Mondo TV face apel către toți factorii de decizie. O Vale a Jiului cu mâinile sus, nu o Vale a Jiului care stă în genunchi. Am un mesaj pe acest tricou pe care ar trebui să-l înțeleagă odată pentru totdeauna toți cei care trebuie să vadă acest lucru. Nu puneți lacătul pe Valea Jiului. Iar pe spate scrie așa: nu închideți mineritul. We'll be right back.